Povestea noastră de astăzi se numește Broasca țestoasă și vulpea. Vulpea încercă toată ziua să vâneze ceva, dar nu găsi nimic. Înfometată, pentru că nu reuși să găsească nimic bun, prinse o broască țestoasă care stătea la soare pe malul apei. Dar nu reuși să-i spargă carapacea pentru a o mânca. Era foarte tare, iar broasca se ascunsese cu totul în carapace pentru a se proteja. Țestoasa a lăsat-o o vreme să se chinuiască și apoi s-a gândit să râdă pe seama ei păcălind-o. O fi vulpea vicleană, dar o lecție o să-i prindă bine, gândi țestoasa. Lasă-mă înapoi în apă, poate mă voi înmuia, îi sugeră broasca cea șmecheră. Și dacă mă păcălești? Întrebă vulpea. Te păcălesc. Știi tu vreo viețuitoare care trăiește în apă și are pielea tare? Peștii cum sunt? Dar broaștele? Are dreptate, se gândi vulpea. Precis se va înmuia și o voi putea mânca. Sfatul părea bun. Vulpea își duse prada la râu și o lăsă în apă. Broasca țestoasă este o foarte bună înotătoare și de îndată ce ajunsese în apă, dispărut din fața ochilor vulpii și apărut tocmai la mijlocul apelor râului de unde începu să strige. Vezi, am reușit să te păcălesc! Acum rămâi înfometată! I-a părut rău vulpii că i-a scăpat broasca țestoasă, dar și-a dat seama că oricât ar fi stat în apă, carapacea nu i s-ar fi înmuiat, deoarece aceasta trăiește și în apă și pe uscat. S-a pus cu cine nu trebuia.